Gripa ucide în fiecare an în România, iar autoritățile încă nu au învățat nimic. 27 de oameni au fost răpuși de virusul gripal numai anul trecut la noi, niciunul vaccinat. Serul ajunge mereu cu întârziere, iar sezonul acesta nu face excepție. Chiar dacă un director din Ministerul Sănătății a fost demis, este deja prea târziu pentru ca dozele să ajungă în timp util. Procedurile pentru achiziția dozelor de vaccin antigripal nici măcar nu au început, deși ne apropiem cu pași repezi de sezonul rece. Premierul Tudose a avut o reacție dură ieri la adresa ministrului Florian Bodog. Nu se poate din cauza la doi funcționari care încep procedura în septembrie pentru octombrie să suferim, să suferă țara, domnul ministru. Nu se poate așa. În lipsa serului, copiii, persoanele vârstnice, gravidele, dar mai ales bolnavii cronic, pot face forme severe ale bolii, forme care duc chiar și la deces. Dacă îl facem mai târziu, ne trebuie un interval de timp, cum spuneam, pentru a obține anticorpii și există riscul să nu avem imunitate și să facem gripa. Și anul trecut, vaccinul a ajuns cu întârziere, iar cei 27 de oameni care au murit răpuși de gripă nu au mai apucat să se imunizeze. Bolnavii sunt disperați. Pentru mine este grav. Pentru că eu am dat de necaz pentru când am făcut vaccinul. Puteam să mor atunci dacă nu eram dusă la spital repede. Un pacient cardiac care face și gripă are două modalități prin care poate să decompenseze, prin gripa în sine și prin boala pe care o are. Deci ar trebui să evite, categoric. Un director din cadrul Ministerului Sănătății a fost demis ieri după ședința de guvern. Astăzi, instituția ne transmite că abia săptămâna viitoare se depun ofertele pentru primele 20.000 de doze. Asta-i crimă. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca vaccinarea să înceapă de la mijlocul lunii octombrie. Sfat urmat cu sfințenie de țările dezvoltate. O spun chiar românii plecați în străinătate. Canada merge bine, ce să spun. În fiecare an, în luna octombrie, ne ducem la farmacie sau la orice clinică și imediat ne face vaccinul de flu. Ministerul Sănătății dă asigurări că imunizarea va începe după 15 octombrie, însă nu precizează o dată sigură. Numărul dozelor contractate va fi dublu față de anul trecut.